În săptămâna 22-28 februarie, numărul total de cazuri de infecții respiratoare acute a fost de 1502, cu un număr de 20 de internări față de săptămâna precedentă în ușoară scădere, atunci fiind înregistrate 1510 cazuri și 23 de bolnavi internați. Conform specialiștilor epidemiologici, infecțiile respiratorii acute se încadrează în intervalul așteptat pentru această perioadă. În statistica primită de la Direcția de Sănătate Publică se precizează faptul că au fost raportate 487 de pneumonii cu 142 de internări. Mai afectați sunt acum pentru afecțiunile respiratorii copiii cu vârsta între 2 și 4 ani, iar pentru pneumonii este afectată în special grupa de vârstă 0-1 an. Îngrijorător este faptul că săptămâna trecută s-a confirmat un nou caz de gripă sezonieră confirmat la Institutul Cantacuzino cu virusul gripal AH1. Este vorba de o femeie cu vârsta de 61 de ani, nevaccinată antigripal, ce provine din mediul rural și care este acum internată. Până pe 29 februarie, la nivelul județului Neamț, au fost vaccinate antigripal 11.181 de persoane din grupele de risc, dintre care 173 de persoane s-au vaccinat săptămâna precedentă. Mai există în stoc 1.809 de doze de vaccin antigripal la nivelul cabinetelor medicilor de familie pentru persoanele care se înscriu în categoria de risc. Medicii recomandă populației să respecte măsurile de prevenire a gripei. Pentru persoanele care prezintă simptomatologie de gripă și nu se ameliorează în 72 de ore sau prezintă alte boli asociate, se recomandă prezentarea imediată la medic.